Și exact cum a observat și Valeria, este că voi pare foarte comercial, foarte comercializat locul, da, așa e. Și legătura super falsă cu Dracula și pe scara asta. Băgăm mai frumos la Ursul Carpatino, ciorbă de văcuță, preferata mea, pentru cineva care nu stă în România. Știți cât de mișto e când bagi o ciorbiță bună? Mamă, ce turist trebuie ăsta, frate, fiți atenți aici. Super dezamăgit de de castel, frate, și vă spun de ce. Zoro, mi-am amor, full. Wow. Ce am văzut aici lângă mine, cel mai mare scam din lume. Cel mai scam bancomat de pe planetă, frate, să nu scoateți niciodată bani de la bancomatele astea. Never, ever, 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 ever. Nu se poate ca în castel, în mijlocul castelului, tu să-mi vinzi mie o chestii, cum zice, suveniruri în mijloc. Asta nu se poate, asta este, cum să zic, e... Wow, bă, Brașoven, bravo, frate, deci ce ați făcut voi aici e... Mamă, deci oriunde mergi pe aici, prin centru, este atât de frumos. Asta e ceva de genul, I spoke too soon, că m-am enervat de dimineață cu Branu. E proprietate privată, supusă la locuri de video. Degradarea acestor pereți constituie infracțiune. Degradare, ce înseamnă degradare? Adică faptul că au pus ăștia, cum îi zice, grafiti pe aici, pe trebuie, că deci nu ai voie, când tot, deci toți pereții sunt pline de grafiti, ori ești nebun. Hai că da, am abilitat-o pe Valeria să conducă ea. Wow, mamă, deci cum e. Cum miroase. Wow. Deci în continuu, știi cum? Asta cu încătă. Ia. Ia uite. Deci în continuu mi-a apărat bulzărul YouTube. Ia uite. Ia mirese, mă. Ia uite, mă, deci legenda e adevărată, mă, cu... Da. Deci foarte, foarte de treabă Vlad, foarte de treabă și tatălui. Deci niște oameni excepționali. Am mâncat ca niște porci. Bună dimineața, bună dimineața, vă spun exact, era să zic din Brașov, nu din Bran, iar în acest clip o să vedeți experiența noastră din Brașov, din Bran, și vă rog să mergeți și până la Peleș în video ăsta, vreau să mergeți și în localitatea Bod, dacă nu știți, am învățat și la geografie, în clasele primare, aceasta este localitatea care s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură de pe teritoriul României din istoria României și anume -38,5 grade, nu știu unde se află exact, știu că e în zona asta, o să vedem, am pătit acum aici la Bran. Să intrăm la castel, 120 de lei pentru două persoane și văd că nu este deloc lume, ceea ce, după cum bine știți, mă face foarte fericit. Este pentru prima oară când vin la Bran pe timp de iarnă și îmi dau seama că am noroc foarte mare cu încălțămintea asta, pentru că nu alunec ăștia, deși au dat pe aici cu sare, e super, super slippery totul și de aceea trebuie să fim atenți, poți să mergi pe grilajele astea și dacă cobori te ții de bara aia. Da, da, chiar trebuie atenție aici, pentru că dacă cad, mă întorc pe mâna domnului Ahmad și deși îmi place dumnealui, nu aș vrea să ne mai întâlnim în sala de operații niciodată. Cel mai interesant lucru despre acest castel și singurul lucru interesant pe care îl consider eu despre acest castel relativ mediocru e dat de faima asta pe care o are. Si. Legat de faima asta pe care o are și legătura super falsă cu Dracula și e interesant pentru că în momentul în care până să ajungi în castel ești bombardat, Dracula's hot dog, Dracula's nu știu ce, și de când intri în castel nici n-auzi de treaba asta pentru că legenda practic la bază nu are niciun fel de legătură cu castelul, dar foarte mulți turiști, oameni vin aici strict pentru treaba asta. Ia, iar să ne băgăm prin pe scara asta. Mamă, deci ce diferență e acum în, cum îi zice, în, pe timp de iarnă față de vară, frate. Deci nu e lume, e complet altă experiență. Deci pentru mine e interesant e că cu toată lumea care a venit aici și știți că a venit cu multă lume, toți au venit, mamă, vreau să văd de Dracula și le zic tuturor, nu are nicio legătură cu Dracula, nu o să vedeți nimic. Trebuie să citiți înainte, să știți de cavalerii teutoni, să vă informați, pentru că dacă nu faceți, nu o să înțelegeți mare lucru și o să fiți decepționați. Stați, să nu sară pe mine dacii liberi și patrioții. Ideea este că eu sunt puțin dezamăgit pentru că mi-este imposibil să nu trec prin filtrul anilor de călătorit prin lume toată experiența asta pe care o trăiești aici la Bran, să-mi dau seama că dacă s-ar renunța la anumite lucruri și dacă s-ar implementa altele, totul ar fi mult, mult mai plăcut. O să vă povestesc imediat despre chestiile care mă deranjează cu adevărat și ce aș face eu astfel încât, frate, nu știu, să fie experiența mea autentică. Pentru că până la urmă asta este critica mea, totul este puțin prea in your face.
Băi, interesant, chestiile alea digitale, așa, cu holograme și cu nebunii, nu țin minte să le fi văzut până acum și mi se pare că este o adiție extrem, extrem de interesantă. Nu știu dacă sunt noi sau nu, de eu nu l-am mai văzut până acum. Cea mai frumoasă parte din punctul meu de vedere de aici, din castel, este strict curtea interioară, frate. Deci asta arată absolut, absolut demențial și îmi place mai mult acum decât acum iarna, decât vara. E mult, mult, mult mai plăcut. Pentru că vara, eu când am venit aici, am venit prin august, acum 3 ani sau ceva de genul, sau 4 ani, 2019, și era foarte cald. Acum nu e frig, e perfect pentru a putea înțelege cât de cât, mai bine spus, a simți atmosfera acestui loc. Și exact cum a observat și Valeria, este că, băi, pare foarte comercial, foarte comercializat locul, da, așa e. Adică au pus și decorațiuni de Crăciun înăuntru și așa mai departe, știi, chestie care, în mod normal, nu se întâmplă într-un castel sau într-un palat, lași așa cum e. Nu te-a pus să-l decorezi pentru Crăciun, dar asta e făcut, evident, ca să atragă public, pentru că presupun că este atracția numărul 1 în România. Tot timpul când vorbesc cu oameni din afara României și întreb chestii de România, prima treabă pe care o zic, Dracula, fără să știe exact, the whole story. Dragi prieteni, vă rog din suflet să nu râdeți de părul meu și nici de barba asta, dar în programare mă duc să mă fac și mai puțin urât. Voiam să vă spun foarte rapid despre turul Backpack Your Life prin Vietnam 2024, perioadă 25 februarie, 12 martie. Mai accept doar două persoane, turul este aproape complet, avem un grup de WhatsApp, facem o grămadă de Zoom call-uri în care discutăm detalii, pregătim un tur de nota 10 într-o țară, printr-o țară de nota 10. Dacă știți foarte bine, Vietnamul este țara care m-a consacrat, în ghilimele, țara care mă definește cel mai mult. O să vedem Hanoi, Ha Long Bay, Da Nang, Golden Bridge, Ho Chi Minh City, o să mergem în delta Mekongului și o să vă prezint Vietnamul așa cum trebuie el cunoscut. Repet, 25 februarie, 12-13 martie. Sunt foarte mulți dintre cei care vin în tur cu mine, care vor să stea mai mult, vor să stea și după ce se termină turul și evident că eu o să vă ajut, o să vă ofer asistența mea, astfel încât să aveți acolo o experiență cât mai ok. Dacă vreți să veniți cu mine prin Vietnam în 2024, îmi trimiteți un mail pe backpackyourlife@yahoo.com. Eu vă dau detaliile, dacă sunteți de acord și dacă vi se pare că, nu știu, puteți să vă luați liber de la muncă și așa mai departe, îmi dați număr de telefon, vă dau ad pe WhatsApp, cumpărăm biletul astfel încât să-l avem și pe urmă stăm, discutăm, planificăm, aranjăm totul astfel încât experiența pe care o vom trăi acolo să fie una memorabilă. Totodată trebuie să știți că este singurul tour Backpacker Life pe care îl fac în 2024, așadar dacă vreți să veniți cu mine, mie mi-ar face mare plăcere să vă fiu, era să zic ghid, nu, să vă fiu prieten prin cea mai frumoasă țară, prin țara mea de suflet. Aveți mailul în descriere. Mulțumesc! Vreau acum să luăm bilete aici, la tunelul timpului, habar n-am ce, și exact lângă e ticket vending machine. Deci cumpărați biletul, două bilete, tunelul timpului, 1, 2. Mergi la plată. Premiat în Las Vegas în 2019 ca cel mai șmecher proiect bazat pe lifturi, pe elevator. Nici nu știam că există un din ăsta, cum zice, o competiție la nivel mondial. Deci cobori 30 de metri și ajungi în trecut. Am dat 25 de lei de persoană. Nu l-am văzut pentru că el a fost inaugurat în 2019 și am fost ultima oară aici, cred că în vara lui 2019. Evident că l-avem aici pe bossul Vlad Țepeș. Mamă, se uită la mine, frate. Boss, ce ți-am făcut? Mamă, ce turist trep e ăsta, frate. Fiți atenți aici. Deci mergi 30 de metri și pe urmă ajunge aici la ieșire. Unde ce o să mă... Ia uite, evident, la ieșire ajungi la magazin. Mamă, deci ce turist trep ești nebun la cap. Au făcut chestia acolo prin care să-ți ceară bani dacă îți vine să crezi așa ceva. Hai mă, deschide-te. Hai, boss. A, nu-mi cere acum asta, așa. Deci, uite, și ajungi la magazin. Ce turist trepești, nebun la cap.
Exact cum ai zis, Valeria, super comercializat tot. Deci concluzie, ca întotdeauna, super dezamăgit de, de castel, frate. Și vă spun de ce. Pentru că nu se păstrează autenticitatea locului. Cred că înăuntru sunt cel puțin 3-4 chestii din astea digitale, unde să bagi banii, să cumperi, magazine, toate pulele pe acolo și nu. Chestia asta e ceva ce mie nu-mi place. Nu este o critică adusă neapărat castelului, este o critică adusă tuturor obiectivelor turistice din această direcție, deși dacă ar fi să mă raportez la alte obiective turistice pe care le-am văzut, nu am întâlnit așa. De exemplu, în Forbidden City în China, știi că poate comparația iurea, nu am întâlnit așa. În Angkor Wat, bine, ăla este... Dar, repet, poate nu e cea mai bună comparație, nici la Machu Picchu sunt locuri pe planetă în care e comercializat totul doar afară, în afara locului. Aici mă enervează că sunt înăuntru, adică mergi, vezi acolo cameră și aici dormind, abdomit, nu știu cine, și pormă magazin exact înăuntru, ce, dar nu vrei să cumperi și o eșarfă? Și asta mi se pare cumva anti-immersive și mă enervează. Dacă funcționează, funcționează. Dacă aduce bani la bugetul de stat, who am I to judge? Zoro, mi amor, full. Wow. Che lindo. No. Deci, uite, frate, de... Ai, me encanta. De vulpe. Che hermoso es. Deci 4 milioane aia, am zis Valeriei că merită, nu e deloc un preț mare, dar nu sunt de acord cu chestia asta cu nu știu, cu animalele, frate, nu mi se pare ok. Și acum ce am văzut aici lângă mine, cel mai mare scam din lume, cel mai scam bancomat de pe planetă, frate, să nu scoateți niciodată bani de la bancomatele astea, never, ever, 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 ever. Deci astea sunt prin toată, prin România, prin Ungaria, prin Cehia, peste tot. Cel mai mare scam din lume, să nu scoateți niciodată bani de acolo, pentru că vă face o dată de conversie super de căcat și e țeapa țepelor. Aveți încredere în mine, poate să fac o dată la un dat, o să fac un clip în care o să vă explic exact care e faza cu acele bancomate, dar oriunde le vedeți prin Europa, în orice secundă că vedeți Euronet, fugiți de ele. Bă, am terminat și cu castelul. Cum ar exista, mi-am urât câte sunteți, media estafada? Muy estafada. Adică și-a luat țeapă, decepționată, exact cum v-am zis. Exact. Deci asta era, asta i-am zis din Argentina, de când eram acolo. Cum? Muy comercial. Deci, boss, așa ceva nu se poate. Nu se poate ca în castel, în mijlocul castelului, tu să-mi vinzi mie chestii, cum zice, suveniruri în mijloc. Asta nu se poate. Asta este, cum să zic, e nu știu, ultima dovadă de... Bă, hai să vă iau banii, să iau cât mai mulți bani. Și nu, mi se pare super nasol. Îți distruge tot vibe-ul pe care îl are, în ghilimele, locul. Acum am venit să plătim aici parcarea. 12 lei, am stat o oră jumate, de 6 lei pe oră. Nu, vreo 2 ore am stat. Nu, e super ok, mă gândeam că o să fie mult mai scump. Dar e bine organizat. Îmi place că sunt locuri în parcare, deși mă gândesc că dacă vii aici vara, în full season, cred că te sparge în două. Mulțumim frumos! Așa? Da, o zi bună! Deci cred că e, te sparge în două dacă vii aici în timpul... în high season. Dar așa cum am venit noi, exact acum, s-a stricat clima, frate, exact în secunda asta. A început puțin să ningă, să fulguiască. Deci da, a ieșit și a intrat și soarele în noi. Mergem către apartament, să vedeți ce apartament cool o să stăm pentru 4-5 zile aici, acolo, în Brașov. Ok. Și tocmai acum am ajuns la cazarea noastră din Brașov, Urban Retreat Apartment View. Nu, Urban Plața, mă, gata. A, uite ce bine. Când Valeria se bagă pe acolo cu geamantanul ei, a zis că nu vrea să-și mai ia în viața ei geamantan și de-aia ușii lasă să meargă cu el, sperând că să îl urască și să nu-și mai ia niciodată. Intră, bebe. L-am deblocat. Și acum, mamă, ce bine că e călduț înăuntru.
Oho. Aha. Mhm. No? Mamă, uitați-vă cât de frumos, stați să ne lăsăm astea aici. Să nu intrăm încălțați. Că dacă intrăm încălțați o să facem pe aici haos. Ah, mira, mi amor. Y tiene nuestro tiene el cafecito. Ia uitați cât de mișto poate să fie ăsta, e patul cu televizor enorm aici, deci un pat enorm, hol în partea asta. Ah, sunt dus banii? Nu. Ah, ok. Ia uitați baia, mamă cât de mare e și nebun, huge. Și aici în stânga, aici e como, dressing, nu? E la lavadora. Avem, asta ne interesează pe noi, frate, că avem de spălat. Și uitați cât de frumos poate să fie living-ul. Mamă, dar frumos, frumos de tot. Excepțional. Hai să vedem balconul. Imediat. Ia uitați. Evident că se lucrează aici în față, dar gândiți-vă cât de frumos o să fie în momentul în care se va termina construcția. Deci pe această cale vreau să-i mulțumesc lui Leo. El mi-a scris, mi-a dat un mail și mi-a zis: băi, Cătălin, avem niște apartamente acolo în Brașov. Dacă vreți să stați cu cea mai mare plăcere, vă petrece 4 nopți aici. Dacă aveți de trecut prin Brașov și dacă vreți să veniți pe aici, cu siguranță că vreți să veniți în Brașov, pentru că e printre cele mai turiste și printre cele mai interesante locuri din România. Aveți link-ul în descriere, astfel încât să puteți să închiriați pe Airbnb această bijuterie de apartament. Iar balconul este absolut enorm, uitați-vă. Mamă, gândiți-vă cât de călume este să stai aici vara. Nici acum nu e rău, pentru că nu e frig. Mamă, deci cât am mai balconele ăștia aici, bă. Uitați-vă și voi cât de mare poate să fie. Deci aici poți zădita mai petrecere. Presupun că asta e și ușa, cred că poți să ieși pe aici sau doar geam. Da, nu. Ce excepțional. Cred că este top. Cele mai frumoase, vezi acolo frumos muntele în față. Cred că este cel mai frumos loc în care am stat până acum. Nu, deci cel mai important lucru de aici din apartament e salteaua. Salteaua, patul, dați-vă și voi cât am mai salteaua. Și patul, așa cum v-am spus. Că, ala, ce tare, capa să ieși pe asta. Ce mișto. Așa cum v-am mai spus în clipul anterior, îmi plac foarte mult paturile care au treaba asta aici, bă, că nu te lovești cu capul de ceva tare. Și chiar să știți că am refuzat câteva Airbnb-uri în București pentru că aveau paturi de alea cu picior de fier, bă. Deci picior de fier și saltea din aia micuțe și presupun că făcea și zgomot. Deci nu, ăsta e de nota 10. Ia să vedem internetul. Let's see the internet. Ce mă interesează pe mine cel mai mult, evident. Evident, frate, ia uite, 450 de mega. În toate apartamentele în care am stat în România, ai internet de rup. Ia, mina mea, măr. 450 internet. Și uite ce, 600, 500 de download. Ce vrei mai mult? Nota 10. Departamentul siempre tiene. No, exactamente, no que tiene, de los departamentos siempre tiene internet y los hoteles nunca. No? Vale, evident că zicea că de pe drum. Băi, ești noi o cafea undeva și mergem mai întâi la apartament și bem o cafea mai încolo. Și acum e fericită că a găsit asta, care mi se pare că este și cel mai simplu de folosit și cel mai bun, nu știu cum să-i spui, espresor, făcător de cafea. Ușor de folosit, ușor de stocat. Și Valeria e fericită, evident. Así muestra, mi amor. Ia uitați-vă ce finisaje au ăștia aici. Son lindas las cosas que no tienen manijas, o sea, es que nada para afuera. Nu-i place, da, îi place să fie cât mira, mai... No, no haces nada de fuerza, se va solo. Ah, se va solo, cât sí, mai mira. Discret. Așa. O sea, vos haces así y chao. Da, e mișto, totul e băgat așa frumos înăuntru, gândit. Ah, stați, ne-au lăsat aici, vedeți, cola, apă, toate nebunile. Și mira mi-a mor, que cool. La dishwasher. Sí. Da. El horno electrico. Horno electrico, todo. No, e super mișto. Și vă rest, toate sunt finisaje. Astea sunt franche, frate, deci nu sunt chestii la mișto. Și uitați ce a găsit Val aici. Uite cât de șmecher e ăsta gândit. Fiți atenți, cât de mișto. Ăsta se bagă aici, înăuntru, mă, ești nebun. Este lo mejor que pueden haber dejado y dejaron la heladera llena de cosas. Vamos a hacer cafecito para Cata y para mí. Și uite aici birou. Noi de obicei edităm în pat, dacă vrei să stai și dacă vrei să lucrezi.
poți aici să o faci fără niciun fel de problemă. Și dați-vă cât am mai televizorul aici, deci e televizor enorm în partea asta. Și ăsta, deci nu, locul e extrem de bine gândit, mă, deci e nota 10. Nota 10, cu multe felicitări. Deci căutăm să luăm Valerie DJI Osmo 3 Pocket, fate, și nu l-am găsit pe nicăieri, doar la băieții ăștia de aici din Brașov. Acum 10 minute am ajuns în Brașov și exact acum am găsit Osmo Pocket-ul și da, voiam să le spun că s-au aliniat planetele cumva. Da, deci cum se numește magazinul ăsta aici? Future cum GSM. Future GSM. Uranus 22, galeriile. Deci mi se pare absolut fascinant că am găsit. Cu Cezar și cu Bogdan căutăm camera asta cred că de vreo săptămână și n-am găsit-o. Și exact când am ajuns aici, am băgat pe net, am găsit-o, am venit, am cumpărat-o. For you. Da, just so you can be happy. Uite-ți, frate, la Future GSM aici, în locul ăsta, extrem de simpatic. Deci am găsit camera, voia să așa DJ Osmo 3 sărăcuța, nu vă dați seama, pentru vlogul ei. Am stat, s-a jucat Valeria cu camera să se obișnuiască și așa mai departe și am vorbit cu proprietarul apartamentului, cu Leo, și mi-a spus așa că toți cei care vin din partea lui Backpacker Life primesc 15% off de pe acest apartament, deci discount 15%. Eu vă pun linkul în descriere, aveți link către Airbnb, dacă vreți să stați aici scrieți Leo, am văzut apartamentul tău în vlogurile lui Cătălin și din start pac, 15% discount. Și bă, oricât de frig ar fi, și acum chiar este frig, am zis că trebuie neapărat să venim aici în centrul Brașovului, astfel încât să vedem și noi luminițele, și până acum we are not disappointed, dragi prieteni. Prima chestie care mă șochează este bradul, frate, care arată excepțional și pe care nu l-am văzut de acolo din stradă, din mașină. Am văzut cumva luminile, dar nu mi-am dat seama că acest brad e atât de frumos și este pentru prima oară în viața mea când văd un brad atât de mare și atât de mișto. Bă, și cred că e brad pe bune, nu? A, nu mă, sunt mai mulți brazi puși. Wow, bă, brașoveni, bravo, frate, deci ce ați făcut voi aici e fascinant. Și nu, deci chiar nu exagerez, dar vreau să înțeleg exact cum e construit ăsta, mă, că nu are cum să fie un brad atât de mare. Sunt mai mulți brazi puși unii peste alții, făcuți așa ca un fel de operă de artă, nu, deci chiar nu pot să-mi dau seama cum au gândit aici. Dar e impresionant. Singurul meu contact pe care l-am avut cu momentele astea de Crăciun a fost anul trecut când am fost la West Side Lake sau cum îi spunea și am fost la West Side Lake, mă gândeam la Hanoi, frate, la capitala Vietnamului, la West Side Christmas Market, ăla din drumul Taberei, și am mai fost ăla de la, cum îi zice, de la Casa Poporului, dar în rest așa prin țară de Crăciun să merg la de-astea târguri de Crăciun, pomi de ăștia și așa mai departe. Mamă, deci oriunde mergi pe aici, prin centru, este atât de frumos. Asta e ceva de genul, I spoke too soon, că m-am enervat de dimineață cu Branu, dar acum m-a câștigat, deci m-a câștigat Brașov. Oricum știam că îmi place, știam că e foarte frumos. Și bine că după ce am văzut și ce cazare mișto, bine, după ce am văzut și pomul ăsta care arată excepțional, am zis, bă, hai să, bahar dos cambios în spaniol, adică, bă, lasă-o mai moale. Și o lăsăm mai moale. Și acum suntem aici pe stradă și am văzut un restaurant interesant, se numește Ursul Carpatin, care se află exact aici, în stânga. Mi amor, podemos comer aquí? Si, no puedo más. Si, eso es que digo. Valeria, săraca, e moartă. No, game no. Over. Mira, mi amor. Mama, si. Ok, entramos. Ok, se ve lindo. Let's go and see. Si. Valeria are și probleme cu circulația. Ia tocă-mi otra vez. No puedo. E și cu circulația. Mamă, uitați-mă că sunt mâinile. Băi, ești nebun. Estoy completamente congelada. Sărăcuța. No, este frío, no lo tuve jamás en mi vida. Nunca. No. Deci auziți frío. En la aerosilla, casi. ¿Qué es la aerosilla? Cuando voy a esquiar. Ah, ahí, da. Cuando... Când se duce să schieze. No sé cómo se llama acá. Aerosilla. Aerosilla, ok. Dar în rest, auziți, n-a trecut prin frig de genul ăsta niciodată.
și sunt doar vreo minus 4. Mamă, cum o să fie la minus 20? O să murim, cred, să-mi bat piciorul. Și-a luat val acum pentru a doua ori în viața ei, bea vin din ăsta. Cum ți se pare? Yay or nay? Perfect. Deci, o încânt. Am băut în București și nu era cine știe ce, dar aici e forță, forță, forță. Sí, claro. Excelente. Băgăm mai frumos la Ursul Carpatino ciorbă de văcuță, preferata mea. Pentru cineva care nu stă în România, știți cât de mișto e când bagi o ciorbiță bună. Și stăteam și vorbeam cu Valeria despre prețurile de la supermarket și chestii de genul ăsta. Și ea zice că aici în România, mulțumim frumos, ea zice că aici în România îi se pare că e foarte ieftin la supermarket în comparație cu ce plătești acolo în Argentina. Și eu zic, bă, vezi că toți românii zic că e super scump la, la supermarket în comparație cu Germania sau cu alte țări din Europa. Ea zice că raportat la ce cumpără ea în Argentina, trebuie să-și țineți cont că Argentina are inflație de 200%, zice că acum totul este dublu și că totul este extrem, extrem de scump și că multe chestii pe care le-a găsit aici la noi, am făcut eu conversia, mi s-au părut mult mai ieftine decât în țara decât în Argentina. Ne-a oferit acum din partea casei papanaș, frate, deci papanaș de aici de la Ursul Carpatin și am dat Valerii pentru prima oară în viața ei și i-a zis, cum te pare să ne amor? No, una delicia. Cum mă dijiste că se dice? Papanaș. No, rico. Rico, foarte bun. Foarte bun, no. Papanaș. Papanaș, da. No. Deci, dacă veți în Brașov de vreme, apărat să băgați papanaș de la The Carpatin Bear. Dragi prieteni, încă o dată mulțumim din suflet celor de la Sixth Group România pentru că ne-au dat această bijuterie Ford Kuga, cea mai șmecheră mașină care a mers până acum. E puțin murdară, trebuie să o curățăm. Asta a fost de la o nisoare din asta, să nu știu ce s-a întâmplat exact azi noapte, dar da, cea mai șmecheră mașină. Vreți mașini șmechere, le veți găsi doar la Sixth. Și voiam să vă arăt această parcare care mi se pare că e și cea mai bună din zonă, sau cel puțin singura pe care o cunosc eu aici în Brașov. O vedeți super, super aproape de tot, relativ ieftină. Mi-am o secundă, că e o vide s-a cosit. Da, stați că am uitat ăla de plătit. Cum îi ziceam, bonul, biletul. Da, deci asta pe mine mă omoară chestia asta cu bilete, cu nebunii, cu bonuri, pentru că este extrem de neatent și dacă pierzi bonul de parcare, zice că trebuie să plătești 200 de lei, frate. Iar asta mi se pare puțin incorrect, dar who am I to complain? Trebuie să văd că l-am găsit exact pe ăla bun astăzi, da. Asta e, nu lăsa stichetul în mașină, zice. Nu înțeleg de ce. Cât poți să iubesc mașinuța asta? Deci da, asta este din punctul meu de vedere cea mai bună parcare, foarte aproape de centru. 5 lei pentru primele 30 minute, după care 10 lei pe oră. Și totuși pe domnișoara cea frumoasă. Vamos! Eu mi-aduc aminte că în multiplele venire ale mele în Brașov niciodată n-am intrat în Biserica Neagră, nu mai țin minte de ce. Nu pot să mi-aduc aminte exact care a fost problema, dar încercăm să intrăm acum. Am luat biletele, 20 de lei de persoană și haideți să intrăm. Deci chiar nu mai țin minte dacă am intrat sau nu aici în The Black Church. Uite ce frumos programul pe care îl ai, biletele. Let's see. Să rămână? Ce înseamnă, frate, să vii în locuri din astea turistice în timpul săptămânii dimineața, când nu e nimeni. Deci, da, plăcut.
Bă, să știți că Biserica Neagră, nu cunosc eu foarte multe informații despre istoria ei, dar din ce am văzut eu prin lume, să știți că este mult mai frumoasă decât alte biserici catolice sau ortodoxe, nu contează, pe care le-am văzut pe unde am cărătorit, că e chiar foarte, foarte, foarte frumoasă, foarte îngrijită și impresionantă. Dar mult mai frumos ca interiorul, deci, da, interiorul este ok. Deși mi se pare că e mai, se vede mai mare din exterior și mai mică de la interior. Mai sunt ceva camere în spate sau e opera, o porție, ceva, o porție, o porțiune din biserică care încă nu e, care nu e accesibilă, pentru că așa mi se pare. Dar afară e mult mai frumos, adică pentru mine farmecul Brașovului e dat de aceste străduțe. Mai nasol e traficul, care e extrem de dubios. Suntem acum pe, mergem către strada Sforii. Aici e scheda, mi-am ar. Exactamente aici. Uitați. Și uitați, strada Sforii a fost construită ca o scurtătură pentru intervenția de urgență a pompierilor între străzile Poarta Schei și Cerbului din cetatea Brașovului. Deci chiar nu știam treaba asta și foarte... foarte cum e, foarte cunoscut. Uite, proprietate privată supusă la locuire de video. Degradarea acestor pereți constituie infracțiune. Degradare. Ce înseamnă degradare? Adică faptul că au pus ăștia, cum îi zice, că au pus oamenii grafiti pe aici, pe trebuie, că deci nu ai voie, când tot, deci toți părețile sunt pline de grafiti, ori ești nebun. Lol. Da, da, asta chiar este ceva, ceva special. Aici ăștia au făcut un curs de graffiti, frate, deci... If you ever felt useless in your life, think about the fact that there is a sign who doesn't allow people to draw on these walls. Frigul astăzi e mult mai mare, deci este, e extrem de frig. Cred că undeva la vă 3, minus 3-4 grade când am văzut din casă. Că era soare, am zis repede, să ieșim acum cât e soare. Dar nu, deceiving, to say the least. Pobrista mi bebe, este congelada, nu? Sí. Deci, mâinile și picioarele, frate, astea. Deci, o sparg. Bă, deci mă știți pe mine că mie nu-mi place să mănânc, frate, și încerc de cele mai multe o seviță mănânc, doar că aseară am venit aici la Ursul Carpatin și ne-am întâlnit cu Vlad. Salut, Vlad de Vele. Așa. Vlad care ne-a luat aseară și ne-a... am mâncat o grămadă de chestii interesante și azi mi-a zis, bă, trebuie să veniți, să încercați. Ce să încercăm? Băi, în primul rând, Bulls, cel mai bun bult din Europa, să zic așa, adică nu se întâlnește. Okay. Papanași, care nu s-au mai întâlnit până acum. Și vedem pe parcurs. De băut nou pe Limcuță, de brand. Da. M-a întrebat, azi ești cu mașina? Și problema este că da, sunt cu mașina, dar bine, poate să o conduc în Valeria, nu e asta o problemă, asta și am discutat despre chestia asta. Așa o zic. Și m-a întrebat, bă, azi nu mai conduci, nu? Și ideea este că eu nu voiam să mănânc, așa, zis, bă, nu am mâncat ieri mult, azi nu mâncăm. Și când mi-a zis de bulls de alea, Revenim cu update, da, trebuie să revenim cu update. Să vezi cum se întinde ca reclamă. Ca reclamă, exact. garantez. Deci, adică Vlad mi-a adus aici ceva, ce mi-a adus? Tequila cu chili, deci fii atent. Tequila cu chili, așa? Cu fructe. Fructe? Okay. Un pic picantă. Ok, looking good. Că poți să te asta pe. Ia. Da. Nu e nicio problemă. Mamă, tequila. Vreau să-ți văd reacția când guști. Hai că da, am abilitat-o pe Valeria să conducă ea. Wow, mamă, deci cum miroase. Wow. No, e superbă. No, nu mi-am urtenesc că e olere. Oler. Por estomar un milimetrico. Oh, que rico. Que tiene maracuyá? Fructul pasionii. Passion fruit, sí. Ay, maracuyá, mi preferido. ¿Qué? Și mango. Uno para llevar. No, pruébalo para que quieras ver un. Delicioso. Da, frate, e... super rico. Ia uite. Pălincă de? Nu pălincă, ăla de pară. De pară, ăla. Da, e
asta ne-ai adus aseară? Mamă. Asta da. Adevărăciune, frate, asta. Mamă, mamă. Deci nu, deci sunt. Mamă, deci ia uitați ce platou, frate. Mamă, și tu cum crezi că deci uite câtă mâncare. Eu cred că asta e de două persoane doar. Dar o să mâncăm trei. De două, da, mai bine. Dice că este por dos personas, pero de vamos a comer tres. Mejor. Da. Deci ce mă fascinează pe mine la platourile astea, frate, sunt, uite, de exemplu, ăsta, cred că e babic de la, sau ghiudem. Mamă, mamă. Te mă chedarea mi bebe. Mi bebe. Ce este? No sé, no te es como un salame. Como un salame. ¿Sí? Nuestro argentino salame, pero con. Ah, sí, se llama salame. Con picante. Mamă, deci cum e asta? Cred că ghiudem e, cred. Și acum a venit bulzul care s-a care cum să spun, îmi apărea bulzul pe TikTok. Desigur, la TikTok. Deci în continuu, știi cum? Asta e picantă. Ia uite. Deci în continuu mi-a apărat bulzul pe TikTok. Ia uite. Ia mi-l seamă. Ia uite, mă, deci legenda e adevărată, mă, cu... Da. Nu? Ia uite. Era la polenta. Polenta con queso. Wow, qué rico. Pero ese se apare dacă e aceeași rețetă. Cum se cheamă eso în romano? Nu, deci acum ne-a adus. Și mici... Ce asta aici? Coastă de porc. Coastă de porc. Cărnăcior. Costigias. Pickles, mi amor. Wow. Pititei, o cartofi și imediat vine telemeaua peste cartofi. ¿Y esto qué es? Polenta con... Polenta con ser, carne de cerdo, okay. O algo así. No sé cómo explicarte en español. No tengo con ni... Carne de cerdo, con carne de cerdo, sí. Ponle carne. Español. Y eso son que te digan los chicos muchas veces, sarmale. Creo que escuchaste. Sarmale. Rollitos sí. En, eso es repollo, pero con en, justo lo pone en vinagrete por mucho tiempo. Y hacen como rollitos. ¿Qué es enăuntru? ¿Qué carne es esta enăuntru? De porc, ¿no? No. ¿De vita sau de porc? Voy a salir rodando. Mamă, deci a comandat omul ăsta la mâncare. Eu cu Valeria de obicei împărțim o supă la doi. Și nu din sărăcie sau că suntem chituri, că nu mâncăm foarte mult. Și acum... Crăciun fericit. Crăciun la 5 la platou, deci e haos. Dar asta vreau să zic. N-am filmat când am mâncat, eu am filmat doar că am mâncat Valeria. Că bulzu este mai spectaculos decât în TikTok-uri. Eu am văzut TikTok-urile cu alea, alea mi se prea mie că e staple-ul sau trademark-ul restaurantului. Și exact așa ca în TikTok se ridică aia, frate, până sus, ce ăla e. The ultimate test, ca să zicem așa. Deci uitați, frate, așa se mănâncă în România. Cu 40 de platouri aici. E, deci nu, sunt rup. Și acum asta e că vine și desert. I-am zis, nu vreau doar desert. Doar papanaș. Doar papanaș, doar aia. Pete brașoveană. Da. Și un pic de lavache. Deci doar atâta, doar atâta. Puțin, știți? Ca aici. Deci voiam să-i mulțumesc lui Vlad, dar nu-i mulțumesc, că o să-l acuț și o să spun că e vina lui, frate, că eu o să mă îngraș. Vreau acum. Să știu un pic. Câte kilos ai mâine? Deci nu vreau să vorbim despre subiectul ăsta, este unul mult, mult, mult prea sensibil să mori. Deci foarte, foarte de treabă Vlad, foarte de treabă și tatălui. Deci niște oameni excepționali. Am mâncat ca niște porci. Como cerdos comemos. Suntem, deci nu vă puteți da seama. Și cel mai probabil nu mergem la niște cumpărături acum, că trebuie să mai cumpărăm niște chestii, deoarece e frig afară și nu avem tot ceea ce ne trebuie. Dar o să închidem vlogul aici. Mâine mergem la Peleș și ne-a zis Vlad și are de plate, mergem la Cantacuzino. Castelul sau palatul, nu știu ce e ăla. Mergem mâine să vedem. Deci în vlogul viitor o să vedeți cât de mult îi place Valeriei Peleșul. Nu vreau să zic neapărat concluzia acestui clip, nu e că e branul nașpa, e că mi se pare că de la an la an este din ce în ce mai comercial și consider că dacă vii în România pentru bran, dar o arși prin Brașov, te-ai scos, pentru că Brașovul merită, oamenii sunt mișto, mâncarea e bună, strada asta pietonală e de nota 10, bradul e superb, prețurile mi se par foarte decente și da, deci în clipul următor, dragi prieteni, ne vedem de la Peleș. See you in the next one. If I'm a snowstorm.